Dragi prieteni, dimineața de joi, așa cum v-am obișnuit, pentru edițiile din fiecare joi, cineva de la fermele Ado vine să ne prezinte noutăți și sunt nu puține, se întâmplă din ce în ce mai multe lucruri frumoase acolo. De această dată, alături de noi, o avem pe Alexandra Rodianu, administrator fermele Ado. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața, Alexandra! Trebuia să spui și avem pe nimeni alta decât... Promit că data viitoare așa o să-i fac prezentarea. Perfect, pe Alexandra, ai venit cu foarte multe bunătăți, o să le prezentăm pe toate cât de curând în ediția de astăzi și cea de săptămâna viitoare. Până atunci aș vrea să te întrebăm ce s-au mai întâmplat peste vară la fermele Ado. Au mai sporit efectivul? Mai sunt mai multe văcuțe? Ce mai deschideți? Efectivul sporește cu fiecare zi, pentru că avem tineret care vine din urmă. Până această vară am inaugurat fabrica de produse lactate. Încercăm să ne axăm pe o gamă de brânzeturi în special, plus acidofile, care sunt iaurturi, chefir, sana, lapte de consum, smântână. Da, știm din edițiile trecute că se pregătește de foarte mult deschiderea acestei fabrici, care a durat ceva vreme, dar în sfârșit, iată că ați ajuns la final și ne bucurăm să avem și produsele finite pe masă, sau cel puțin o parte, doar de demo, dar în curând am înțeles că și în magazin. Așa este. A durat foarte mult deschiderea acestei fabrici, pentru că ne dorim calitate, în primul rând, iar pentru a găsi rețete de calitate, este nevoie de foarte multă muncă și studiu. Procesăm lapte din ferma noastră și doar din ferma noastră pentru a avea o calitate superioară a produselor, avea un produs uniform. Laptele din colectări sau din alte surse. Ferme, alte surse, poate să aducă probleme în calitatea produsului datorită acidității crescute, grăsimii care fluctuează, și din acest motiv ținem neapărat să producem laptele pe care să-l și încorporăm în produsele noastre. Da, de aici vine următoarea întrebare, și anume cât de important este pentru un procesator, un producător de lactate să folosească, adică să aibă și sursa aproape, cum ar veni, cum ceea ce spuneai tu, doar din sursă proprie și nu... Noi chiar am văzut când am fost la fermă, există o conductă directă, nu? Da, există da, de la... Da, transportăm și cu o cisternă care se învârte în interiorul fermei. Preia laptele de la sala de muls în fiecare dimineață, laptele proaspăt muls, merge în fabrica de produse lactate și acolo... Încep să ia viață tot ce vedeți aici. Avem o gamă mult mai largă, doar că am venit cu o parte, cu o parte din ele, să vă încântăm imaginea și, câte, și gustul. Câte sortimente sunt acum? Aproximativ pe linia de producție. Undeva la 10 sortimente. Aici incluzând, și încă mai lucrăm. Aici incluzând și chefir, iaurt. Exact, exact. Încă mai lucrăm la sortimentele de brânzeturi. Vom face brânzeturi maturate, cu un gust deosebit. Toate produsele sunt doar din lapte. Nu au lapte praf, nu au conservanți, nu au proteine adăugate, grăsimi vegetale. Este doar lapte. Ceea ce este foarte important și sunt sigur că și pe produsele voastre... Bun, ar trebui românii între timp să se învețe să citească ceea ce... Că merg prin magazine și se uită așa, ia un cașcaval, pune una pe el, cred că asta e. Când citești acolo exact ce spune, toate produsele care mi le-ai spus tu apar, da, și pe etichetele respective. Pe etichetă va apărea inclusiv faptul că acest produs nu conține conservanți, nu conține lapte praf, nu conține proteină adăugată, nu conține. În momentul în care faci o asemenea afirmație, trebuie să chiar să te ții de acest lucru. Și ne asumăm o răspundere foarte, exact asta mă gândeam, foarte mare. O răspundere mare și asumarea, îți dai seama, aproape toate produsele sau marea majoritate, peste 80% din produsele de pe piață, mai conțin una alta.
Să vii cu un produs aproape bio, 100% bio. Eu zic că, până la urmă, diferența aici se face la calitate. Diferența aici se face, încercăm să îndreptăm românii și părinții în special, pentru că aceste produse se adresează și copiilor foarte mult. Ne dorim că copiii noștri ne dorim să mănânce sănătos, ne dorim să mănânce ce este mai bun. Prin urmare, în primul rând, oamenii cumpără pentru copii. Corect. După aceea se gândesc la ei. Lucrurile ar trebui să pornească invers. Cam, și invers, dar cam acolo, pentru că trebuie să ne gândim la noi ce mâncăm, aia suntem. Corect. Ne dorim o viață sănătoasă, ne dorim să arătăm bine, ne dorim să radiem. Totul pleacă din alimentație. Din noi alimentație. Chiar discutam exact. Săptămânile trecute, foarte multe cazuri în spitalele din România pleacă de la alimentație. Exact. Și e paradoxal că s-au înmulțit după 89, când au apărut foarte multe alimente pe piață, iar înainte, când salamul avea soia, bă, era mai ziceam bun ăla că cu nu soia. E bun, știi? Da, ăla cu soia era mai ce trebuie. Acum e tot felul. Și laptele, știi că atunci era lapte și îți venea cu chestia aia. Îmi dai voie să folosesc sfatul Alexandrei și mâncăm ceea ce suntem? Da. Nu, bem ceea ce suntem. Bem ceea ce suntem. Și să începem cu, să începem cu produsul de bază. Da, practic... Laptele așa va veni îmbuteliat sau cam? Da. Da. În afară, bine, aveți cel din dozatoare. Cel din dozatoare, care este proaspăt mult. Alexandra, poți să te servești? Da, mulțumesc frumos. Lapte, rece și foarte, foarte bun. Acesta este un lapte pasteurizat. Îl pasteurizăm la o temperatură joasă. Deci, practic, voi aveți și aparatura de pasteurizare exact. A laptelui acolo. Laptele se pasteurizează la joase temperaturi, tocmai pentru a nu distruge nutrienții din produs. Deci, dragi telespectatori, vă fac poftă acum cu un pahar cu lapte rece și bun, venit acum de la fermele Ado. Și un lapte pasteurizat cât are termen de... Un lapte pasteurizat la joasă temperatură are un termen de valabilitate undeva de maxim 10 zile. Undeva între 7 și 10 zile. Bun, dar care este diferența, nu știu, de joasă temperatură și tu acasă îl fierbi, nu? Laptele exact. Laptele fierb. Aia e înaltă temperatură, nu? Da. Și care e diferența dintre cele două procese? Diferența dintre cele două procese, pasteurizat se face undeva între 80 și 90 de grade. Acasă se face peste 100, atinge punctul de fierbere. Exact. Un produs cu un termen de valabilitate îndelungat, automat nimic nutritiv nu mai este. Deci își pierde în proprietăți. Exact. Prin urmare, sau conservanți, laptele praf adăugat. Automat se pierde, exact, nu-i mai ce a fost. Nutrienții se pierd. Și atunci, în momentul în care vezi un produs pe raf care are termen de valabilitate 7 zile, 10 zile, îți pui niște semne de întrebare. Spune, în laptele ăsta nu-i băga nimic, dacă ar fi băgat rezistă ceva. Rezistă vreo câteva luni. Exact. Când te uiți la un lapte pe raf și vezi că rezistă 30 de zile. Deja. Îți pui un semn de întrebare. Cum să reziste 30 de zile? Că dacă îl bag în frigider mai mult de 7 zile nu, și dacă îl fierb, nu rezistă. Bun, și alți procesatori ce fac? Pun în el alte cele sau e un alt proces de pasteurizare? Sinceră să fiu, nu pot să confirm și nici să infirm absolut nimic, nu pot nici să fac o afirmație la adresa altor procesatori. Pot să vă spun doar că noi facem un lucru bun pentru comunitate, pentru sănătatea omului. Acest lucru este foarte important. Eu zic că ai întrebat-o destul, hai să ne dăm și la produse. Că tu știi cum, de ce ne-au dat la Epic Show. Da. Că mâncăm cam mult. În ediția de astăzi prezentăm doar o parte din ele și săptămâna viitoare cealaltă parte din ele. Eu propun să prezentăm brânze telemia, nu? Păi laptele l-am prezentat. Telemia, avem cașcaval, avem brânză maturată. Deci o să prezentăm astăzi brânza telemia și aici mi-ai adus ceva. Este o brânză maturată. Hai să vedem dacă poate Flavio să facă un prim plan pe... Bă, asta arată ca parmezanul. Da, este o brânză maturată, ea poate să stea până la 9 luni de zile la maturat. Noi încă n-am avut timpul necesar să... Deci dacă o rad și o pun pe spaghete? Dar practic... Ea acum este un pic cremoasă, deci ia, dacă o mai las la maturat... Lasă-mă cu cuțitul ăla. Să facă Flavio un prim plan pe el. Așa. Da, arată bine.
Cremoasă. Da, nu e chiar uscată ca și parmezanul. Ia spun, dacă stă undeva la 9 luni, 12 luni la și maturat... Și voi o să faceți chestiile astea? Deci, practic, o să țineți brânzeturile... Da. În spațiul ăla special. Avem brânză care se maturează 9 luni de zile. Ia acest sortiment de brânză are undeva la 30 de zile. Maxim 30 de zile. Am înțeles. Cum undeva... se cheamă asta? Sinceră să fiu, e brânză maturată. Nu are așa îi zice, o brânză maturată. Doar aceasta are denumirea de caciota. Este după o rețetă. Deci, practic, asta va fi maturată 9 luni de zile. Ea poate fi maturată diferite perioade, în funcție de cât vrem condiții speciale de umiditate. De... Exact. Și e natural 100%. Adică 100%. Bun, și... Atâta mai plin cu Țițoțescu și D'Artagnan. Păi taie-mă odată. Diferențele dintre cașcaval și celelalte brânzeturi, sau diferențele din brânzeturi, sunt date doar de maturare sau fiecare are rețeta ei? În primul rând este rețeta. Cașcavalul este un caș opărit. Este o brânză opărită. Brânza maturată este pur și simplu o brânză. Brânză, o rețetă. Da. De brânză care se pune la maturat. Asta, modul de ca preparare. Și vinul, se învechește, ai înțeles? Da, modul de preparare este puțin diferit. Da, hai să vedem și telemeaua. Bă, trebuie să stai și tu mai puțin, că nu sunt King Kong să mănânc atât. Da, nu trebuie să mănânc, dar vreau să o să vreau avem să vedem. De asemenea mult mai multe sortimente, o să avem telemea proaspăt, o să avem telemea maturată, feta. Deci feta, o să avem și feta? Feta, avem și feta. Mozzarella? Mozzarella. Oh. Mozzarella, avem două sortimente, mozzarella proaspătă. Păi și mai taie niște, servește-mă aici, ce ești, la casino? Am uitat că tu n-ai cuțit. Ei, nu, cuțitul e la tine. Deci, telemea, italieni. Proaspătă. Bă, da. Are o textură, fac și eu cu aia cu vinurile, știi? O degustare de brânzeturi într-o dimineață așa de minunată. E perfectă. E super. Da, ce ne poți spune despre dozatoare? Dozatoarele. Dozatoarele conțin lapte, efectiv, de la sursa. Ele se alimentează de două ori pe zi. Deci de două ori pe zi. De două ori pe zi. Exact. În piață la Dem am înțeles că aveți în două puncte. Da. Avem intrarea dinspre în zona covrigăriei și avem intrarea dinspre unde sunt și lactatele. Acolo este cel de-al doilea punct, unde este și magazinul care urmează să-l deschide. Am înțeles. Și unul dintre ele are un preț special, lapte la unul dintre ele? Da, la 2 lei. Deci 2 lei, dacă vreți, în piața din Deva, există un dozator la care laptele, exact. Asta, adică ăsta, da? E 2 lei. Da. Alexandra, mulțumim tare mult. Ne vedem și săptămâna viitoare să vă prezentăm. Da, după aceea, în săptămâna viitoare, dar sunt acum tare curios de masă. Brânză turcă cea maturată. Are o textură mai fină decât telemea pe care o știm de la magazin. Da. Și e, nu e așa să arată. Este telemea proaspătă. Am înțeles. Păi am mai luat eu proaspătă și era cam ca o ognă. Folosim sare marină. Deci noi în produsele noastre folosim sare, sare marină. Vezi? O să discutăm săptămâna viitoare. Termina emisiunea asta fără să știu un lucru important. Și o să ne mai spună câteva secrete și săptămâna viitoare. Ai dreptate. Da. Pe mâine. Vă mulțumesc.